mai avem un 4%, ceea ce înseamnă 16 milioane de lei, o sumă imensă alocată instituțiilor de spectacol. Și aici vorbim despre acele spectacole de tip Bâlci, Toamna Buzoiană, Drăgaica și mai nou Târgul de Crăciun. Acestea sunt niște sume imense, iar buzoienii au nevoia să știe că ceea ce li se oferă este din banul public, din banul lor. Ce aș vrea să mai subliniez ar fi suma mizeră pe care administrația publică locală a alocat-o învățământului primar. Și aici vorbim de 1 milion de lei. Sau creșelor, unde avem alocate doar 1,6 milioane de lei. Prin comparație, după cum știți, Revelionul nostru a costat, deci numai seara de Revelion, 900.000 de lei. O singură seară. Iar administrația publică locală buzoiană a alocat pentru un an întreg 1 milion de lei învățământului primar.